Toate firmele, dar și persoanele fizice autorizate sau cele care au profesii liberale, întreprinderile individuale și familiale trebuie să își facă spațiu virtual privat, deoarece, începând cu data de 1 martie 2022, ANAF nu va mai primi niciun document pe hârtie. Înscrisurile sau oricare alte documente care vor fi depuse la organul fiscal central în format electric nu vor fi luate în considerare, urmând ca acestea să notifice contribuabilii plătitorii cu privire la obligativitatea comunicării prin intermediul mijloacelor electronice de transmitere la distanță, se mai arată în comunicatul ANAF. Cei care nu respectă regulile de transmitere digitală a actelor și au întârzieri la depunerea documentelor riscă să fie amendați.